Salutare tuturor, sunt Lucian de la Școala de Gaming și suntem la episodul 12 din seria Minecraft Classic. Ultima dată stați să văd ce am făcut. A, da, am pus glass-ul. L-a făcut și ce mai era pe aici. Voiam să termin casa și chiar o să termin. Îmi place foarte mult Texture Pack-ul ăsta, de asta am ales să-l și folosesc în serie. O să vi-l las și vouă în descriere, chiar merită. Mie îmi place foarte mult, cred că și vouă, nu știu. Dar e super mișto și merge foarte bine și jocul. Deci nu face lag, nu face nimic și totuși pe o rezoluție foarte mare. Adică, mă rog, rezoluție... E 128 pe 100 ori 128. Deci e foarte bun. Și vedeți că are FPS bun, merge 60 FPS, înainte avea 100 chiar când am pornit filmarea. Și așteptăm puțin să se facă glass pane-urile. Că vreau să termin cu casa asta. Și o să avem nevoie de încă 6 ture de alea de glass ca să facem toate glass panel-urile astea, adică toate geamurile să le facem. Așa. Mai am nevoie doar de câteva. Hai mai repede, hai mai repede, că nu trebuie mare lucru. Aș spune să pun până atunci obsidianul, să facem o parte din portal, adică să facem portalul din piese. Cobblestone, bun. Vai, plantele astea. Așa, și să punem aici. Și am rămas cu unul în plus. Oricum, o să trebuie să aprindem portalul ăsta. Ne lăsăm momentan aici. Și să vedem, s-au făcut glass pane-urile, da? Să ne punem geamurile. Și am terminat și cu asta. Astea le lăsăm încă să se facă, nu știu, n-aș avea altceva cam ce să pun la făcut. Și atunci hai să ne ducem să mai facem câte ceva pe afară. Copacii mei n-au crescut. Ce mișto texture pack. Apa se vede foarte fain. Se copaci, se spar foarte fain. Mie îmi place foarte mult. Bun, deci oricum vă las în descriere link-ul cu ăsta. Bun, să trecem mai departe. Am luat cât lemn. Destul de puțin. Ce voiam să fac cu lemnul? Nu știu. Ce voiam să fac cu lemnul? Ah, pur și simplu să am niște lemn. Și voiam să fac chesturile. Așa. Ce să arunc din inventar? N-am ce să arunc. De fapt, arunc asta, că oricum o să le pun în chest. Așa. Punem. Nu, astea le ținem. Asta. Ce să mai fie? Stone shovel. Îl lăsăm. Bețeul. Chestii inutile. Cel puțin momentan inutile. Dirt. Leather, rotten flesh. Nu, asta-l păstrăm. Talent, dandelion ăsta, glass pane, sticlă, sign-uri, wet. Uite, ăsta-l... Nu, ăsta-l ținem la noi. Și facem direct de acum mâncare. Pâine, adică...
Așa se făcea pâine, da. Așa și mai punem încă un rând, 9 pâini. Foarte bine. Așa, hai să punem, l-a făcut și carnea. Te-ai făcut destul acolo. Hai să facem și niște carne. Așa, vreau să pun și porcepul ăsta și chicken. L-a făcut ca să avem destul de mâncat. În rest, ce mai este pe aici? Așa, o să vreau până la urmă să și aprind asta. Deci, haide până atunci să facem aici mina. Mama, ce bine acum că am și unelte. Hai să-l termin prima dată asta de iron. Nu știu ce o să fac mai departe. De ce am pornit live stream? Chiar nu știu. Da, deci mai nou există live stream pe Twitch, aici pe Minecraft, adică nou update de 1.7.4 și poți emite pe Twitch, poți face live stream-ul direct de pe Minecraft, dar eu zic că nu merită, de aia că îți face un lag enorm și frame-urile se văd aiurea tot, nu mi se pare ok. Să punem torța. Am dat și de niște oruri de care chiar am nevoie. Mamă, chiar îmi place texturile pe costa. Așa. Și de ce am mai dat? Asta e cred că ironul care mă ajută foarte mult. Și continuăm așa o mină tot în jos. Îmi place să continui așa. De că de multe ori am pățit că am dat de mult mai multe chestii decât dacă am săpat ca înainte. Dacă am minat tot așa în jos. Oh, mi-am spart o scară. Și asta e un defect, că poți să spargi scara și pur și simplu nu te mai duci în jos. Și am dat de o mine cum mă și așteptam. Nu știu cum reușesc tot timpul când... Mama, dar cum cobor? Asta e întrebarea bună. Bun, coborăm în mine. Trebuie să mai păstrez din copul ăsta de diamond, că trebuie să am cu ce sparge. Mă, trebuie să găsesc un drum acum. Trebuie să fac un drum până acolo jos. Da, s-ar putea și prin apă să mă duc. Ar fi fost mai ușor dacă aș fi avut o cale așa făcută. Am ceva special acolo jos. Momentan nu. Hai să mergem prin apa asta. După ce luăm ironul. Mă duc prin apa aia ca să opresc lava, cursul de lavă. Chiar n-am nevoie și n-am chef acum să cad în lavă. Și avem și o viteză mirifică. Magnifică. Vai, vai. Minecraft-ul ăsta.
Așa, hai să urcăm în sus și să oprim cursul de lavă. Bun. Coborăm înapoi. Și să intrăm și pe aici. În următoarea mină. Poate e conectată la cealaltă. Nu, asta contează. Mă interesează. Nu, 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 du-te, du-te, du-te. În apă. Diamond, 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 diamond. Mamă, armura asta cât m-a ajutat. Și eu ziceam că nu o să mă ajute cam la nimic armura asta. Vai, cât noroc am putut avea cu ea. Mă întreb dacă muream acum, ce crize făceam. Mofticam. Deci am dat de diamond. Perfect. Încă un episod reușit. Bine. Și s-a dus. Să ne ducem acolo. Lapis. Clar. Mamă, capcanele astea de n-ar fi bine. Bine ar fi de n-ar fi. Așa, hai să mergem tot înainte. Poate dăm de ceva, și anume de iron, de care tocmai acum am dat. Și să ne continuăm în continuare drumul. O da. Mai bine de atât nu puteam zice. Întrebarea bună e cum o să mă întorc înapoi. Foarte bună întrebare, de acasă v-ați pus și voi. Dacă v-ați pus întrebarea asta, e foarte bine. Și vă spun direct că habar nu am răspunsul. Nu știu niciun răspuns. Aș vrea voi să-mi ziceți. Deci, nicio șansă să ajung sus. Să ne continuăm drumul, că vreau să ajung acolo. Să văd ce mai e. Explorăm teritorii noi. Mamă, am ajuns și eu într-un cave. Bine că am minat așa. Tot în jos. Problema e că se ajunge mai greu acasă, da? E bine că dăm de resurse, că nu degeaba cobor aici. Hai să mergem tot încolo. Vai, de aș putea opri toate astea bine. Ar fi atunci aș și vedea minereurile mai bine. Așa. Asta e gold sau? Să vedem ce am luat până acum. 11 golden ore, gold ore, mă rog, 20 iron ore, 2 diamante, 2 diamante, nu mă. Mamă, și chiar mă miram. Că am gâdat și de câteva diamante pe eu. Chiar cream că am mai multe. Asta este. Credeam prost. Dar e bine. Măcar am dat de câteva. Mai îmi trebuie măcar unul aș mai vrea să am. Doar cât să pot lua. Ce mai trebuie doar cât să pot face un alt târnăcop. Deci până se termine asta vreau să mai dau măcar de un diamond. Greu e cu mersul ăsta prin. Prin zonele astea.
Așa. Hai să scoatem și aurul ăsta de aici. Să nu mai le lăsăm la... Să nu mai lăsăm acestei salvări atâtea minereuri importante care le putem folosi în viața de zi cu zi. Așa. Nu așa. Vreau să mă duc tot înainte și atunci doar așa pot face. Unde trebuie să ajung? Oh, cam mult și nu prea văd nimic interesant. Știți cum facem? Mergem acolo. Și hai să mergem acolo sus. Yay. Gold. Cam mult gold, mai puțin aer decât gold. Bun, o să-mi fac și din gold chestii. Știu că sunt bune, numai că se termină repede. E bine că am destul. Hai să facem în sus aici o ieșire. Să spargem pe aici ce nu ne trebuie. Așa și ce mai este? Ce mai avem de făcut? Nu știu. Zona am cam curățat-o. Am curățat-o, auzi. Am luat cam ce trebuia din zona asta. O secundă, că mai vreau să mă mai uit în zona și pot găsi. Spargem căulul ăsta. Așa și haideți să coborăm. Deci am dat și de diamondul ăla de care voiam. Yes. Hai să ne ducem acolo, încet, încet. Să luăm. Așa, pe aici ce este? N-avem nimic. Hai, Diamondule, știu că te ascunzi pe undeva și nu vrei să te găsesc. Undeva pe aici, prin lavă. Asta te știu eu. Bun, deci am luat. Avem 3 diamonduri. Perfect pentru un nou târnăcop. Deci de asta după ce ni se termină asta. Cam asta a fost episodul 12 din Minecraft Classic. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, să rămâneți la curent cu restul videourilor și share, că m-ar ajuta foarte mult și chiar vreau canalul ăsta să evolueze și așa și seria vreau să ajungă, până la urmă m-am hotărât, seria va ajunge asta la numărul de 110 episoade. Deci la 110 și după aceea s-ar putea să începem cu sezonul 2. Deci s-ar putea să reluăm mapa. Dar 100 și ceva de episoade zic că e suficient să facem ceva frumos. Mapa pun la descriere după episodul ăsta, adică atunci când o să ajung înapoi acasă, adică înapoi acasă în Minecraft, ca să văd coordonatele și astea, să vă dau coordonatele de la care trebuie să ajungeți.
Și cam atât. Eu am fost Lucian de la școala de gaming. Salut!